Cadrul Academiei Ștefan cel Mare, pe lângă instruirea, pe lângă acele valori care s-au promovat pe parcursul existenței, se mai face știință, se implică în aceste activități studenții, instituții, împreună cu angajații. Și iată, astăzi suntem prezenți la o întrunire în cadrul căreia noi o să încercăm să elucidăm un caz din trecut și pe marginea acestui caz să facem unele concluzii. Este foarte importantă adunarea noastră și eu sper că în rezultatul întrunirii de astăzi noi să fim auziți și să întreprindă unele măsuri pentru a schimba situația spre bine. Noi știm, noi citim, fiecare copil cunoaște că cronicarii descriu palma asta de pământ pe care noi trăim drept un colț de rai, un plai în floare, o floră și faună deosebită. Străinii când vin se minunează, într-adevăr, de cum se cădenia oamenilor care trăiesc aici, de sufletul lor bun, blând, de frumusețea locurilor. Iată, așa s-au perindat etapele în istorie că unii au dorit să ocupe acest colț de rai. În toate timpurile cineva și-a dorit să vină aici și să fie el stăpân. Profunzimea pământului păstrează arme de epocă. Săpăturile arheologice ne prezintă zale, vârfuri de lance și alte arme care au fost lăsate pe câmpul de luptă de străini și de uștenii noștri care au apărat acest meleag. La o perioadă, cu părere de rău, constatăm că acest colț de rai, datorită războaielor care au trecut pe aici, armatelor care au staționat, armatelor care, de fapt, au întreprins măsuri să ocupe acest teritoriu, noi ne-am trezit cu un număr mare de echipament, muniții, armament și acest colț de rai s-a transformat într-un labirint al tragediilor. Avem sute de mii de victime care au căzut pe câmpul de luptă, dar au fost și o mulțime de incidente în timp de pace, când cineva a dat peste obuze, peste muniții, în mod special mă refer la războiul 2 mondial, și au avut loc tragedii, au fost pierderi umane. Lucrurile au evoluționat în așa mod că situația nu s-a schimbat spre bine, dar cei care au venit și au rămas aici, considerăm cei care au ocupat acest teritoriu, mă refer la armata sovietică, au adus unități militare, au fortificat hotarul, au asigurat cu echipament, cu armament, efectivele care erau aici. Au creat alte armate, mă refer la armata 14, au adus muniții și au făcut depozite prin care se poate influența și a ține în stare de alertă toată Europa. Mă refer la depozitul de la Cobasna. Depozit care, de fapt, este un mecanism de șantaj a Rusiei de astăzi și, de fapt, este un mare pericol pentru regiunea în care noi trăim și pentru toată Europa. Noi știm, după ultima statistică din 2004, experții OSCE, alții, vorbesc. Nimeni concret nu poate da o cifră reală, pentru că tot timpul cifrele au fost falsificate, mesajul a fost unul denaturat, Rusia de fiecare dată evaziv a prezentat informația. Ultima cifră a fost ceva mai mult de 20.000 de tone. Vreau astăzi, printr-un caz, printr-un accident, într-o dramă care a avut loc cu 70 de ani în urmă, în luna mai 1949, în Cocieri, să demonstrăm cetățenilor ce pericol prezintă un simplu obuz și câte vieți poate răpi și câte durere și dramă poate aduce cetățenilor. Începem cercetarea noastră, investigația, pe baza unui document din arhivă. Un document strict secret, o notă informativă expediată de ministru de atunci
generalul Tutușkin, Ministerului de Interne a Uniunii Sovietice, generalului Kruglov, cu privire la acest incident. General colonelului tovarușului Kruglov SN, orașul Moscova, mesaj special. Pe data de 28 mai al anului 1949, în satul Cocieri, a raionul Dubăsari, sub conducerea ofițerului Comisariatului Militar din Dubăsari, capitanului Sopko, membrul Partidului Comunist, a fost desfășurată pregătirea pentru spartachiada tineretului de vârstă premilitară din anii 1929-1930. Adunând grupul de tineret de vârstă premilitară din satele Cocieri și Molovata, lângă club în jur de 35 de persoane, capitanul Sopko i-a încredințat supravegherea grupului șefului clubului, sergentului major Badura, membru Partidului Comunist. Iar el s-a îndreptat să marcheze distanța pentru alergări sportive. În timpul acesta, tânărul Mihailov a găsit în grămada de pietre un obuz de artilerie de la tunul de calibrul 76 mm și a început să gesticuleze cu el. Din cauza manipulării nepăsătoare, proiectul a căzut din mâinile lui Mihailov și, lovindu-se de piatră, a explodat. În urma exploziei proiectilului au decedat și au fost rănite 41 de persoane, inclusiv 31 de persoane din rândul tineretului de vârstă premilitară și 10 elevi din școală din apropiere. Din numărul total de victime, 25 de persoane au decedat pe loc și în urma rănilor la spital, dintre care 6 elevi, 14 persoane în stare gravă se află la spital, dintre care 4 elevi, 2 persoane au fost ușor rănite. Grupul operativ a sosit la fața locului, medicii chirurgi cu sert antitetanic au fost aduși cu avionul, precum și preparatele pentru transfuzia sângelui. Investigarea preliminară a constatat că proiectilul a fost văzut cu câteva zile în urmă în curtea cetățeanului Lukianov, conducătorul brigăzii de tractoare. Există motive reale pentru a presupune că el a aruncat obuzul din curte în drum pentru a se proteja. În legătură cu stabilitatea frontului în raionul Dubăsari și în alte raioane, anterior a fost efectuată o activitate de amploare de deminare. Cu toate acestea, o cantitate esențială de proiectile, grenade și mine mai pot fi găsite, ceea ce duce la survenirea victimelor. Luând în considerație că în unele raioane au loc explozii de proiectile, grenade și mine care au rămas pe câmpurile fostelor lupte, Sovietul de Miniștri al RSSM în anii 1948-49 a luat decizia să fie nominalizate echipe militare pentru examinarea minuțioasă a câmpurilor, deminarea și neutralizarea proiectilelor și grenadelor. În scopul executării deciziei respective și în special în raionul Dubăsari în luna februarie a anului 1949, o echipă militară a fost nominalizată pentru căutarea și adunarea minelor, proiectilelor și grenadelor care nu au explodat. Însă comitetul executiv din raionul Dubăsari, neglijând informația despre mine, proiectile și grenade de pe câmpuri, a refuzat serviciile echipei nominalizate, afirmând că în raion totul este în siguranță. În același timp, echipa a primit un certificat semnat de președintele adjunct al comitetului executiv Dubăsari, Duca, și împuternicitul organizației raionale DOSARM, Kotka, că nu este nevoie de deminare. Pentru neglijență criminală față de organizarea spartachiadei sunt trași la răspundere penală persoanele responsabile, precum angajații comisariatului militar și în special capitanul Sopko. În privința angajaților comitetului executiv și DOSARM, Duca și Kotka, care au avut o atitudine neserioasă față de examinarea organizată a fostelor câmpuri de luptă, întrebarea va fi pusă în discuție de către partid. Comitetul Central al Partidului Comunist, concomitent cu Sovietul de Miniștri al RSSM, au emis decizii speciale cu privire la măsurile de eliberare a raionilor Republicii de proiectile, mine și grenade care nu au explodat anterior la aplicare. Ministrul Afacerilor Interne al RSSM, general locotenentul Tutușkin. Sper că ați pătruns în esența mesajului. Este versiunea oficială a situației și acum rog asistența tehnică să ne pună pe rol un film documentar realizat acolo la Cocieri, la Molovata, cu martorii
oculari a acelor timpuri, după care vom trece la comentarii. Vă mulțumesc! Suntem la intrarea în satul Cocieri, raionul Dubăsar, de pe malul stâng al râului Nistru. Aceste meleaguri ascund o istorie sângeroasă. Pe lângă evenimentele care au avut loc în anul 1992, aici s-au mai produs și alte evenimente. Și în prezent, băștinașii găsesc muniții atât din perioada celui de-al doilea război mondial, cât și din perioada războiului din 1992. Dar astăzi vom vorbi despre alt eveniment care s-a produs în anul 1949. Ne aflăm în centrul satului Cocieri, raionul Dubăsari, lângă Casa de Cultură, unde, de mărturiile băștinașilor, în primăvara anului 1949 a avut loc un caz tragic, care a luat viața a 48 de persoane, dintre care elevi și tineri recruți. În acest loc, pe parcursul a 2-3 săptămâni, sătenii ignorau prezența a unui obuz, care din neglijența unui participant la celui de-al doilea război mondial, motivând că el are experiență în dezamorsare, în urma manipulării incorrecte cu obuzul, a provocat explozia. Eu sunt născut în 1935 și în anul acela învățam în clasa a 7-a. Și s-au grămadit tot prizivnișii, cum e atunci, era prizivnișii, era la Rohid, la Malavata, la Cocieri, și Bădura era, Pavel, zăv cluba, și el era de la comisariatul de să-i grămadească băieți, să-i arăt și să facă și așa mai departe. Și eu început lucrul ăsta, dar noi învățam la școală și noi am venit și noi să vedem acolo și să face. Dar snariadul ăsta știe, dăm vă două, trei săptămâni. Eu lișul am dat cu ciorul de dură, drumul și altul câte ori, și încolo, și înapoi. Era din 85, și tot cu ghiză. Și în vremea și când am ieșit o grămâni și am început să-i spui de toate, era un capitan Săpcot la Dubăsari, și de-am făcut trasă, număra metrele, să răunăvanii să facă, obiectul și tot tăcoie. Trebuie să alerge de colo în coașe. Și el a luat snariadul și el în mână, l-a pus lușile pe gard, acolo la Domn Cultură. El a luat în mână și încep să-i povestească. Dar eu din la o chiatră aici unde eu loc sunt, știi? Unii știem eu și fost numai duc, pe ei tot, și luam bășini și o scolșe. Dar în vremea asta, din clasa mea, Fifim, Mirca, haide vei ce-o dat surătul. Și eu mă scol și mă fug și de acolo e letră. Și când eu sunt în școală, de mă zrâpt, m-am tutilat. Aici e Pavel Bădura, da, Bădura. El era el la război, dar și-a fost. Eu știu, el a luat în mână și le povestea și l-a scăpat. Pe cum am înțeles, l-a scăpat și drept în teatr. Și vzărvatul s-a rupt și s-a terminat nevoia asta. Când m-am întors înapoi, de-a mișa era fumul ridicat și își de toți, nu, nici nu s-a auzit toți, dar din cap, din mână, nici, și-o, curedem preu de sânge, dușe de vale preu. Și eu tot m-am spăriat, în vremea asta, dăm Ștefan Ghizea. Alerga numai răs și s-a dat, și-o ticat jos, în drum preu. Și am dat și-o murit. Băieți tineri, mulți atunci s-au prăpădit. Și înseamnă că snariadul ăsta, el era avițion împotriva la Женитный снаряд, видимо. Și el când l-a scăpat jos, acolo era teatră, ca graz. L-a ticat pe teatră și el s-a rupt și l-a format cioarele. Și s-a rupt și ghizea și l-a format și capturi și era ceva strașnic. Nu-ți poți să înțipuie. Cu ieșit moșmiriana asta, ca graz, sosedo, și băi, oameni buni, de ăștia, tot război am, dar de ăștia încă nu am văzut. Și aia că într-așa formă și îi ducea chestii băieți, cioarele, că când era Nu era cioare, era niște fierși de oasă cu carne acolo și cu carusul la Dubăsari, la spital. Și pe și toți au murit. Nu a rămas pe și nimeni. A rămas Afanas Alexandru și a lucrat la mine de brigadier. Eu 25 de ani am lucrat președinte de colhoz aici în sat și el e din brigadier последний, a murit tot, nu de mult. El tot avea borță, a avut mult între. A avut de suferit tatăl meu, Sava Afanas Alexandru, s-a născut în 1935. Tăticul meu a fost dus la spital, mulți au decedat la momentul acela.
Tăticul meu era, avea multe răni deschise de la o mulțime, de la picioare până în cap. Și a fost dus la spital și cu așa ca o minune, a rămas în viață și a trăit până la 63 de ani. În continuu trebuie să ducă la spital, tot din schijele și ele, care au rămas mărunțele, prin mușchi, prin corp. El începea a face probleme și era nevoit să ducă la chirurgie și să-l ajute ca să scoată așa și face probleme. Bătul lui primarul de la Altanașev, de la Holiarcani. Nicifor, a rămas doar fără două picioare, dar o trăit încă mulți ani, o lișat că două de ani trăit, de verdă. După aceea, după ce? Da, cu proteză. Cu proteză. Și apoi Gheorghe de la Rohii tot a rămas fără două picioare, Isacu, mă tinc și-amu ește, nu vrea de noi, e mort, de verdă. Tatăl lui Colevei, Isacu. Deci așa n-aș tot sărași, a murit atunci, nu m-a rămas nimeni. 48 pe moi eu, de oameni atunci au ușit, sărașul. Au fost investigat de cineva cazul dat? Adică cred că a fost, că era capitan Șapco, el era la văincămat. Și el, norocul lui, s-a plecat. El că crează era înăproce la drum și el cu ăsta... El măsura, cu ruletcă era. Și când a împușcat, el s-a plecat și mai a fermat cartuzul. Dar și el, toți care au fost pe brigă, toți pogibli. Eu nici nu am văzut, era de mășa cum. Când am trăsnit, eu m-am plecat și eu la școală. Și noi când am văzut, tot am fugit înapoi la școală. Știa Ștefan Ghizia mort în drum preamă, Ulian, ursul tot mort în... Cum a fugit, 20 de mii și a ticat și a dreptăinim să mi le-a ticat. Afanasie Sava, din clasa noastră. Am dat pe dâns pierul lui l-a dus la spital și l-a spășit. Dar am luat toată vremea aici, era cu bandajul, a lucrat brigadier de vadica pe lui Saracu. Atunci s-au găsit așa eu ăsta. S-a era de grămadie dobrăzâlii de ăștia, că așa de cei care se duc armată și trebuie să-i gătească, să-i arăte, să-i... Cum? Faceți, direcă, alerga. Și... Atunci ei s-au dus o parte acolo, 2-3 oameni cât s-au dus, băi, țarele astea, să măsoare locul cât s-au alerge ei. Ei s-au dus, după aceea, de aici au rămas un omulean, n-a naștă-l. Apoi au rămas și în gardul la club, aici unui club, era gardul de teatru, așa, au găsit un snariat. După aceea l-a scos snariadul acela de acolo și a vrut să vadă, să intre, să eu știu, nu știu vrut, dacă și noi eram mici, dar știu mici. Câți ani mătale aveai atunci, aproximativ? Câți? 10-11. 10-11 ani? Nu știu câți, că eu sunt 38. Și apoi, după aceea, de-a mai ieși încă nu venise, care s-a dus măsoare, au scăpat, dar de ieși franță și scureți. Care îi da examenele atunci, că era primăvara. S-a dus și da examenele și care au auzit că sunt băieți acolo. S-a dus la acolo ea și școlieri s-au ucis atunci. Raportul ăsta care îi găsit în arhivă, pe 28 mai au avut loc. Când? 28 mai. Are chipuri, dar nu mai știu minte. Și persoane care, militarii ăștia care au murit, care au numit care trebuie să ducă la armată, erau din 29-30, ne-a spus. Așa, nu vii, 89-92 de ani. Așa, toți prizivnișii care au fost din 34 sate, păi și toți pogibili. Și plus încă și copilași de la școală. Dar la școală copiii care au trebuit. Da. Cam câți oameni au murit atunci, școlieri și ăștia matale, știi? Sau aproximativ? Toți nu se spune că acolo e țintărimul de cum era și după aceea au luat și eu, au luat de la un om acolo, un cupcățic de loc și au îngropat toți de rând acolo, e un rând întreg. Numai de aici din sat sau din toate sate? Numai de aici din sat? Din sat, ești de brăzâni, cum ce atunci, amuia, nu știu cum mai zic, dar atunci era că e gătit de armată. Recruț, le spun amuia. Da, dar atunci e gătit de armată. Și ia că acum a fost ăsta, s-a ucis.
Murs, băieț. A fost o tragedie și o jele mare în sat. Ei, sunt ales. El știe o casă, om, baitanul s-a dus, părintele a rămas, a prirevăit, cât Doamne ferește de așa ceva. Scăpați de război ca să moară pe urmă de la obuzele rămase de la război. Atunci zice că vreodă l-a pus un om acolo. Da? Nu i-a mai făcut nimic la omul cel, că dacă n-ai văzut, nu știi, cum să te legi de om dacă nu știi. Și că câți ani de zile după război, o șest snariat și la șest acolo, ori l-a pus, nu să știe cine ce-a făcut. Și ea că acum... Cum a fost așa? Dar în cimitirul, în care parte, dacă să ne ducem în cimitir, unde putem să găsim noi mormintele lor? Unde? Sașa știe pe unde e săvoștri. Aha. Apoi, pierde rând, e pus așa e, de la început până la așa e. În gard? În drept cu gardul. Cu gardul cel de la deal. Știi că este gardul cel de la deal. Apoi, în drept cu la ăsta, apoi, când pierde rând, ei sunt mulți acolo. Ce că pe acolo. Da, unde, cum... Ia-mă și eu, nu mă duc la Sântierim, că dacă nu poți... Să stabilim locul. Mama ta le-a muia în ziua de azi. Poți ne spui precis? Poți arăta toți în locul unde este castăreadul deja. Din vorbe, puteți să ne lămuriți așa campionul. Iacă unde e Emilian, Vania. Uh-huh. Între domn culturi drumul ăsta, puștina, cum spune. Da. Apera o cățecă de stucă și aia și când îl ploua tare, făcea groapă. Și oamenii pune chetere, nu facă groapă. Dar snăreadul, păr spui, el a dat de dură de vreo desetcă de ori n-aveam. Toși copchei proști. El își dă în drum. Și noi dăm piciorul și apă al dăm înapoi și apă l-a luat de Emilian, pe-moimu. Băi, și îmblază cu snăreadul ăsta și l-a pus pe gard la domn cultură. Eu când am venit acolo grămit toți și a început să-l spovestească, dar război a fost. Și el a format toți cioare, așa, nu era nică, dar el dacă la război, știe, l-a luat cureaua și a legat. Dacă n-a văzut ce a făcut, l-a luat cureaua și a zis. Și-a decedat și el. Da. A murit prea acolo pe loc. Nici nu mai dus la spital. Ia ca așa, băi băieți, și-am văzut numai, nu trebuie să-i dea și voi. Și pui și-a discrepi să-mi trebuie. Da. Au fost acolo toți. I-i dușei deodată la Dubasar cu caruțele, că nu era mașină ca muia. Și i-i dușei cu caruțele și apoi i-au pus acolo un morgo și ala unde este. Dar el dacă aproape nu s-a răsfăla, i-i sentia acolo, de măcata pe ei mai joi sau... S-au scăpe. Când s-a dus ei, găsă acolo îngrijii și apoi lua și după aceea. Au rămas în sat cineva jiu după aia asta care a fost rănită? Eu rămas, dar nu s-a. Au murit. Dar cum le spune la cei care au rămas, știi, vă familie, mă tărăsă? Care au rămas după... Ce-a nasiu, cum e la cei după Vasile Cuscrunini? La, știi cum o cheam, Valea, de-alui Zâcă, de-alui Șoca. Apoi tatăl s-a scăpat tot așa, l-a dus un morg acolo și când s-a dus acolo de-am să la... Să duc credeie și lanță, pe el era jiu. Și l-a dus și a făcut credeie și s-a scăpat, că a avut copii după aceea și... Bărbatul meu s-a dus, a ajuns acasă, că nu trăie departe de club acolo. A ajuns acasă și nu m-a ajuns, că tot a dat examenele. Și a ajuns acasă și s-a rupt snăreadul. Că eu dus în soacră mea să vii mai repede, că avem de dus undeva. Și el nu mai știu că cu băieți acolo. Și cu atât au scăpat. Dar care băieți s-a dus? Al ursul
acolo tot în cântărim, chiar unde sunt morți, știi că aici casa asta cu oadele. Și că acolo unde a noastră morți, aici e. Apoi e tot așa un băieț în casa, șepte, că tu poți și tu și ușii spune. Acolo e, este așa, că e, cum e gardul aici, eu știu că așa l-o pui, eu pus toți așa de rând. Copii, să cum, mor, care era moștă, apoi părintele merge din, pe ulița asta și i-am lăsat și acolo în casă, îi mai face și șans șeua. Și acolo e așa, îi ține în șeua. Și e la altă uliță tot așa, șapcă ne-o luat, eu luat și-o duc tot odată de ziferit. Ia că de mai este lițut minte bine, că am fost la mort și atunci. Și, dar mulți băieți atunci, ești bine, ești. Mulțumim. S-o prăpădite, că aia asta pot să vă spun mai mult. Dumnezeu dacă... să ierte și da, ia că o... Doamne, la căi, tineri. O suferit și o suferit și părinți și familii și, ei, și generații întregi care au fost... Doamne, ferești și era întregi, fost... să nu să pui un câr de narod. Mă pe ulici, că o casă chiar azi la Silsoviet casă, știți că este de, la Silsoviet este o casă. Și aia azi casă. Și la azi casă băietul a murit, la amândouă căsă acolo sunt. Acolo la amândouă. Aveau mort în casă. Mort sau unul și la altul. Îmi țin minte de mă, cum eram de mare, dar e ca este, am îmi țin minte mai mult decât eu. Dacă ați ascultat mesajul, ați văzut că în nota informativă prezentată la Moscova era criticată atitudinea neglijente a conducerii politice din Dubăsari, care nu a întreprins toate măsurile pentru a securiza teritoriul, pentru a elibera teritoriul de obuzele care au rămas după războiul II mondial. Am vorbit cu istoricul Ion Tintiuc, care este un bun specialist în, nu doar în istorie, arheologie, și el ne-a spus că de fiecare dată când studiau un sit, de fiecare dată aveau surpriza să identifice obuze care erau în pământ, în sol. Lucrurile astea nu s-au schimbat nici astăzi. Și astăzi se identifică teritorii unde nu le putem descrie altfel decât niște câmpuri minate. Mă refer iar la ceea ce am vorbit anterior. O să trec nemijlocit la obuzul de 76 de milimetri. Acest obuz, dacă luăm, ne referim din istorie, a fost produs în anii 39-41. A fost la înarmare până la finisarea a doilea război mondial, până la finisarea stocului. În perioada aceasta s-au produs mai multe tipuri de acest proiectil. Cu vârf rotund și capac balistic, a fost proiectil perforant, trasor, subcalibru, a fost subcalibru perforant, trasor, a fost fugas cu schije, și cilindru. Și ultima este fumugen. Dacă ne referim la cazul tragic care l-am vizionat anterior, din presupunere proiectilul de model fugas schijă. Ne uităm la caracteristici tehnotactice și modul de funcționare. La atingerea explozivului pământul sau solul sau metalul, acest exploziv se împarte în patru bucăți, patru fascicule. Unul în direcția proiectilul, adică unul a fost proiectat înainte, două lateral și unul în spate. Acesta produce un număr de schije până la 850 de schije. Dacă ne referim la F1, care are până la 200 de schije, acesta duce până la 870 de schije. Acum ne vom referi și la gramajul schijelor. Dacă la F1 o schijă este de la 2,5 grame, la acest obuz atinge până la 20 de grame. Acest obuz a fost proiectat pentru următoarele utilaje sau mașini de luptă, cum ar fi T-34, care avea pieturelă tunul L-11 și a fost proiectat pentru tancul KV, pușca antiaeriană de model 3K și o alt tun de model F-22 USV. Din sursele care m-am informat, acest proiectil este unul din cele care distrugeau foarte mult infanteria în luptă. Forțele vii aflate la distanța de
15-20 de metri. Ieșind și din filmuleț când s-a spus că persoanele erau într-o instruire și erau calibrați așa într-o formă circulară, probabilitatea că numărul de persoane care au fost de 40 și ceva de persoane ar putea fi astfel de calibru sau astfel de muniție folosită de către armata rusă în al doilea război mondial. Dacă urmărim materialele de arhivă, evoluția evenimentelor la care m-am referit, vreau să menționez că nu numai că nu s-au schimbat lucrurile, dar s-au agravat. Pentru că în 1956, după cum am spus, a fost creată Armata 14, care nu pot să o numesc decât un generator de riscuri în această zonă. Drama oamenilor care au avut de suferit în urma acestui accident nu s-a terminat aici în luna mai. Am prezentat domnului profesor Varta copiile listelor, celor care în 49, la 6 iulie, au fost deportați din satul Cocieri, din Malovata și din alte localități. Deci acești oameni nu au izbutit nici să-și deplângă tragedia, să-și deplângă rudele care au căzut și unii, deja în calitate de chiaburi, de dușmani ai poporului, au fost urcați în vagoane și au ajuns în locurile pe care noi deja le cunoaștem. Operativna obstanovka v Moldavskoj SR v pervom kvartale sego goda prodolzhala ostavatsya napryazhennoy. Kulachstvo i drugie vrazhdebnyye elementy okazyvali uporное сопротивление социалистическому строительству и особенно проводимой в западных районах республики коллективизации сельского хозяйства. Подрывная деятельность кулацко-националистических и других враждебных элементов проявлялась в форме антисоветской агитации, распространения провокационных измышлений, пораженнического характера, дискредитации идей колхозного строительства, запугивания сельского актива и бедноты, совершения террористических актов против партийного советского актива с целью проведения саботажнической и разложеннической деятельности кулацко-националистические элементы стремятся шмайди партии дезорганизовывать. Это ее менсюрес приму квартал ану омейновости 49. Unii istorici, după cum Pavel Moraru, au făcut referință la rezistența conaționalilor noștri față de regimul totalitar bolșevico-comunist. Și anume Pavel Moraru ne spune că în 1945 în Cocier a fost un conflict. Sătenii s-au revoltat că bolșevicii de rând cu comsomoliștii, cu așa numita tânăra generație, au încercat să închidă biserica. Și atunci oamenii s-au revoltat și, după cum este fixată nota informativă, i-au bătut pe acei activiști și i-au fugărit din Cocieri. Vedem că lucrurile astea nu rămâneau neobservate. Nomenclatura întreprindea măsuri pentru a-i pedepsi. Dacă ați observat martora evenimentelor, a spus iarăși că preotul trecea de la unul la altul. Deci, anul 1949 și preotul încă era prezent. Asta vorbește că oamenii încă își păstrau valorile. Și de aici a apărut o nouă lovitură, au apărut deportările din 1949. Deci, nu trecuse nici 40 de zile de la această tragedie. În film și în notă, este fixat un moment. A fost lansat un desant de lucrători de partid care au fost acolo. Oamenii ăștia s-au dus doar să monitorizeze situația și să liniștească spiritele. Ei s-au dus să spele imaginea partidului ca să nu fie revolte. Dacă ați ascultat iarăși în notă, era fixat momentul că au fost medici să le acorde sprijin celor care au avut de suferit. Și doamna din film ne spune că chiar din morgă un sărman tânăr s-a ridicat și a dat semne că el este viu. Despre ce ajutor noi vorbim? Scoși cu căruțele, oamenii lăsați ca de obicei pe cont propriu. Avem o expoziție a presei timpului. Am încercat să vedem dacă a fost elucidat acest caz. Nu, a fost trecut cu vederea.
totul ce putea să discrediteze armata, nomenclatura, totul era trecut în parafa strict secret. Apăreau informații doar despre decesul liderului Partidului Comunist Bulgar Dimitrov, apăreau operele scriitorilor, poeților ruși, ucraineni, Maiakovski, Pușkin. Era livrată o informație care, de fapt, trebuia să dezbată oamenii de la situația reală, de la foametea prin care au trecut, de la tortura care era aplicată, că era nu altceva decât un triumf al violenței generat de bolșevici care erau aici. Aș începe cu acest aliniat absolut fantezist, mincinos de fapt, inserat în acest raport de către Tutușkin, cel care va conduce operațiunea de deportare din 6, 7 și 8 iulie 1949. De ce e și acest document din care ați dat acel citat în limba rusă? De ce el iarăși este unul mincinos, întrucât nu prea cadrează acele învinuiri grave care li se aduc unor categorii importante de locuitori ai fostei RSS moldovenești în ajunul operațiunii Iug. Deci, exagerările sunt tocmai pentru ca să creeze impresia superiorilor de la centru, fiindcă raportul este expediat iarăși la Moscova. Că aici, într-adevăr, mișuna toată partea asta de cea mai rămas din Basarabia, care s-a constituit într-o republică unională, care de fapt era în continuare un teritoriu ocupat. Deci aici atâția dușmani, atâtea elemente antisovietice trebuiau deportate în regim de urgență. Și de fapt operațiunea s-a produs exact la 40 de zile, a 40-a zi, după ce s-a produs această dramă cumplită în acest sat Cocieri. Probabil că unii nici n-au reușit să, așa cum facem noi creștinești, în această zi, a 40-a zi, comemorăm ruda, apropiatul care a trecut la cele veșnice. Cei care au fost îmbarcați în acea zi în camioane și duși în stațiile de cale ferată nici n-au reușit, fiindcă noaptea s-a pus pirul la acea operațiune și n-au avut parte de acea pomenire. Numărul ăsta e imens, enorm, de victime absolut inocente, tineri, premilitari. Spune așa acest Tutușkin, acest călău, că în urma deplasării liniei frontului pe direcția vestică în raionul Dubăsar și în alte raioane, adică pe întreg teritoriul fostei RSS moldovenești, a fost desfășurată o amplă activitate de dezamorsare a minilor și altor obiecte periculoase pentru viața oamenilor. Minciuni sfruntate. Eu am încercat să mă documentez la acest capitol în fondurile Arhivei Naționale și în cele ale Ministerului de Interne, ale SIS-ului, fiindcă am avut acces atunci la documentele. Acest gen de cercetare mi-a permis să scot la iveală o dramă cumplită care s-a produs în mai multe sate din fosta RSS moldovenească în anii următori, ulterior. Chiar începând cu primăvara anului 1944, s-au prăpădit sute de oameni. Eu cred că cifra poate fi și peste 1000, poate și câteva mii, că n-am reușit să o finalizez această investigație, dar asemenea accidente, incidente s-au produs zeci și zeci. Deci asta vedește un lucru mai mult decât evident, că autoritățile sovietice nu mai puneau valoare nici pe viața civililor care au rămas în spatele frontului și n-au mai dezamorsat nici măcar o mică parte din acele grenade, obuze care au rămas pe câmpurile de bătălie. Și s-a prăpădit foarte multă lume. Eu încerc să demonstrez că, de fapt, asta este un alt gen de crimă de care se face vinovat regimul sovietic de ocupație, pe lângă multitudine de alte categorii de crime, cum ar fi deportările, mobilizările la munci forțate, foametea organizată, condamnările la diferite termene de detenție și de internare în lagări de concentrare pentru neonorarea acelor cote de rechiziții forțate de produse alimentare sau de neonorarea obligațiunilor de a acorda împrumut bănesc statului sovietic. Iată, încă un gen de crimă este această atitudine mai mult decât
ticăloasă din partea autorităților sovietice, fiindcă au găsit țapul ispășitor, un oricare vicepreședinte de raion, el este divină. Divină era toată conducerea de atunci, începând cu cea de la centru, de la Moscova și terminând conducerea de la Chișinău, care n-au avut grijă de oamenii care au rămas în spatele frontului, pentru ca să nu se întâmple atâtea drame, trebuia toată operațiunea asta de dezamorsare acestor obiecte periculoase de către geniștii sovietici, trebuia să se producă imediat după ce linia frontului s-a deplasat spre est. Dar întrucât de acești geniști era mai multă nevoie acolo pe linia întâi, de ce aici au rămas, așa și au rămas aceste grenade, obuze, care au produs în serie moartea în satele noastre și care a continuat până hăt încoace. Este adevărat că ceva mai în perioada lui Hrușov s-a revenit la o nouă operațiune de dezamorsare, au mai fost identificate, dar știți, dumneavoastră suntem cu toții martori oculari că se întâmplă că în decursul unui an se depistează încă obuze, grenade, două, trei cazuri sau poate mai mult geniștii noștri ar putea să vină chiar cu precizări foarte exacte. Aș vrea să spun că șirul acestor victime este unul imens. Dacă noi am face un rechizitoriu, am efectua un rechizitoriu cu referire la efectele pe care le-a produs prezența armată rusească în spațiul nostru, cred că am avea un martirologiu de peste un milion de oameni. Începând cu acea primă campanie efectuată la Prut de către Petru I și încheiind cu războiul moldorus din 1992 aici la Nistru. Clar, lucrurile s-au schimbat și mai rău după anii 90. În mod special anul 1992, când această armată a transmis efectiv, a transmis muniții autoproclamatei Republici Nistrene. Aceste unități au luptat contra cetățenilor Republicii Moldova. Victime au apărut din nou în toată Republica, dar în mod special mă refer și la Teghina, Cocieri, Malovata. Avem un număr mare de angajați ai Ministerului de Interne care au căzut anume pe acel teritoriu. Deci, contrar convențiilor internaționale semnate de către fosta Uniunea Sovietică, implicarea persoanelor din pe statele post-sovietice care au fost sub ocupația hitleristă era categoric interzisă. Însă, conform tradițiilor negative care erau aplicate sau folosite, mai bine zis, de către statul sovietic, sigur că nici această convenție nu a fost respectată. Eu vreau să mă refer la faptul că în 1944 sub Königsberg am pierdut bunelul meu, deci tatăl mamei mele, care, conform martorilor oculari, deci fiind dezarmați total, deci neavând asupra lor arme de foc, au fost impuși să dezamorseze câmpurile minate, deci în regiunea orașului Königsberg. Desigur că, în cazul dat, nu au șansă să supraviețuiască. Deci a fost explodată o mină, un primitor an mortal în regiunea abdomenului, în urma cărui el a decedat. Negătând la faptul că erau martori oculari care confirmau faptul dat, bunelul meu a fost socotit că a dispărut fără veste. Iar bunica a rămas cu 8 copii mici, fără mijloace de existență, în urma cărui, deci în foamea din 47, au pierdut 2 copii. Am fost născut în raionul Anenii Noi, deci unii au fost teatrul de lupte, din 44, din august 44, la operațiune Iași, Chișinău, deci. Iar localitatea mea nu se află departe de Capul de Pod Șarpeni și Gura Băcului, deci la fel unde au avut loc lupte destul de sângeroase, în urma care au murit foarte mulți ostași, atât români, cât germani, cât și sovietici. Deci în tot anul, practic, auzăm de mai multe ori, din vorbele părinților, a buneilor, despre faptul că acasă în satul cutare cineva au găsit o proiectil în sat cutare, cineva au calcat pe o mină, în urma cărui deși rămâneau schelos sau își pierdeau chiar și viața. Mai proiectiv în calitate de inspector sectorul la Gura Băcului, deci practic în tot anul, bală Roșcana, bală Tereța, bală Șerpeni, bală Gura Băcului, bală Varnița, deci depistam obiecte explozibile. Nu mai vorbesc despre căștile, despre benzile de metralieră, deci nu vorbesc despre fragmentele automatelor, Schmeisser, Păpășa. Deci, activând în cadrul de inspector sectorul la Gorubcă, am avut un caz, deci, când într-un câmp de curechi, copiii care strângeau curechi, au găsit o grenadă de mână. Deci, au încercat să joace cu dânsa, în rezultat, grenada a explodat, băietul a rămas în viață, însă a rămas fără mâini.
Deci la momentul actual trăiește în Gura Băicului. Mai mult decât atât, pe parcursul la 8 ani când am fost acolo sectorist la Gura Băicului, am avut mai mult de vreo 10 cazuri, deci unde nemijlocit găseam obiecte explozibile, deci care reprezenta pericol pentru viața și sănătatea oamenilor care prelucrau câmpurile date. Chiar și anul trecut la ferma de poși de la Roșcana, făcându-se niște săpături pentru un fundament, a fost găsită o bombă de avion. La Gura Băicului, deci tot și iarăși în anul trecut, pe parcursul lucrărilor de construcția unui frigider, a fost găsită o grenadă de mână. Deci, cu alte cuvinte, aceste ecouri care au rămas din cel de-al doilea război mondial, sunt foarte des întâlnite și la momentul actual. Obiectele explozibile, deci despre munițiile rămase pe teritoriul depozitului la Colbasna, deci care aparținea fostului Imperiu Sovietic. Desigur că mulți oameni conștienți își dau seama de pericolul enorm care îl prezintă munițiile date, deci care nu sunt evacuate și în cel mai bun caz. Deci este speranța că nu se va întâmpla nicio deflagrație, însă având în vedere faptul că ei se află zeci de ani sub cer deschis, având în vedere faptul că sunt diferite calamități naturale, poate nimeri un tunel, dar poate fi și un act de terorism, poate să întâmple orice. Și Doamne ferește să se întâmple o asemenea deflagrație, deci vor avea de suferit foarte, foarte și foarte mulți cetățeni. Abordarea problemei date de către fostele guvernări a Republicii Moldova, dacă le-aș aprecia măsurile care au fost întreprinse de către ei, le-aș pune nota negativă. Guvernarea actuală, deci ar trebui să ieie problema dată sub control, deci să sesizeze organismele internaționale și să ceară insistent, să ridice întrebarea urgent și în cel mai sever și în cel mai strict mod, de aceea anume ridicarea acestor depozite, deci acelor armament care a rămas pe malul stâng al Nistrului, pentru că se poate întâmpla orice. Cred că tema care ați ridicat-o dumneavoastră acum este deosebit de actuală și vin cu argumentul. Anul trecut am fost invitat la o emisiune legată de un proiectil analogic, antiaerian, tot în această regiune. Băieții cei doi care au găsit acel proiectil l-au luat și au trecut prin groapa de silos, dar gropile de silos sunt betonate, erau mai multe păreri că au început să-l demonteze. Groapa de silos era cu silos, posibil că s-au împiedicat, au călcat undeva mai moale și proiectilul a nimerit pe beton și imediat a explodat. De ce? Proiectilile antiaeriene, mecanismul de detonare este făcut deosebit, construit. De ce? Fiindcă atunci când el nimerește în aparatele zburătoare de la acel timp, care erau foarte subțiri, imediat se explodează. De ce se explodează? Era și o tactică militară la acel timp ca avioanele să zboare până la locul destinat strict în componența escadrilei, grămadă. Și iată, de ce și ele erau făcute ca să explodeze momental, erau făcute cu schijă de mai mult de 20 de grame, dar ce înseamnă schijă de mai mult de 20 de grame? Deci poate afecta și celelalte avioane și să le prindă care erau în preajmă. Și iată, acest proiectil a explodat. Ceea ce vorbește, iată, sergentul este aici, da, într-adevăr, acest proiectil, cum ați raportat dumneavoastră, domn colonel, el era folosit la multe sisteme de arme, de tunuri de la acel timp și probabil că sergentul ăsta era din infanterie, dar proiectilul era la antiaerieni pe care el nu s-a întâlnit cu el și atât m-a scăpat jos și el imediat și-a explodat. Ce ține de centru, s-a făcut și o analiză. Sute de oameni decedați după al doilea război mondial în urma proiectilor găsite. Vorbind despre problema care a fost asluată în dezbatere, probabil că ar trebui menționat faptul că asemenea cazuri au fost nu numai unul și nu numai două, dar au fost poate mii, poate chiar zeci de mii. Și făcând o paralelă cu situația actuală care este, având în vedere faptul că pe malul Stânganistrului se află atâtea zeci de mii de tone, dar eu socot că acolo sunt nu numai 10.000, că câțiva ani urmă erau 60.000, urmările care pot urma pot fi catastrofale. Lumea nu-și dă seama despre faptul cât de mare pericol îl prezintă aceste munițe care sunt stocate acolo, care sunt lăsate practic fără oricare sistemă de supraveghere tehnică. Ele pur și simplu sunt numai păzite. Dar se poate întâmpla orice. Și deflagrațiile care pot să aibă loc, deci poate să fie foarte, foarte, foarte grave. Și vor avea de suferit nu numai un om și nu numai doi, probabil că mai ales localitățile care se află în preajma acestui depozit
de stocare a armelor, atât din partea stângă cât și din partea dreaptă a Dnistrului. Deci vor avea a suferi foarte și foarte mult. Deci ei, iarăși, încă o dată, eu socot că trebuiește de a bate clopotele și a întreprinde toate măsurile de a face tot posibilul ca aceste muniții stocate să fie evacuate cât mai urgent de pe teritoriul Republicii Moldova. Fiecare utilaj, fiecare muniție are o anumită durată de funcționare. Luând în considerație că aceste depozite se află de mult timp pe teritoriul Republicii Moldova, probabilitatea de a fi incidente de genul exploziei este foarte mare. Cred că toate limitele bunului simț le-au depășit, cu atât mai mult că suntem un stat independent și un alt stat ține armament pe teritoriul statului nostru. Noi astăzi am evocat un caz deosebit de tragic, unul ieșit din comun, care s-a produs din cauza acelei atitudini pline de dispreț, acelei nepăsări și acelei stări, de fapt, care s-a instituit în Basarabia ca urmare a reanexării acesteia la Imperiul Sovietic. Această explozie s-a soldat cu pierderea câtorva zeci de vieți omenești și toți erau tineri, premilitari, adică adolescenți. Este doar un episod din multitudinea unor asemenea accidente tragice care s-au soldat cu sute și sute de victime umane. Este de datoria noastră, istoricilor, ca să investigăm acest gen de crimă. Eu îl consider un alt gen de crimă, nu vreau să mă repet, alături de multitudine de tipuri de crimă pe care le-au instrumentat autoritățile sovietice de ocupație. Este bine ca toată această informație să fie contabilizată și să avem, dacă nu o cifră exactă, cel puțin una aproximativă și, bineînțeles, circumstanțele în care s-au produs toate aceste crime. Eu le consider crime, fiindcă este vorba despre atitudinea disprețuitoare, despre atitudinea lașă, iresponsabilă din partea, în primul rând, a autorităților centrale de la Chișinău. Am dorit astăzi să amintim despre acest pericol care este dislocat în stânga Nistrului la Colbasna. Eu vorbesc despre un simplu incident care poate iarăși genera o mare tragedie. O mână criminală, situația cu infrastructura noastră critică, neglijența unor conducători, multe lucruri astăzi pot provoca noi tragedii. Și eu pun întrebarea, la ce trebuie atâta armament? La ce trebuie atâtea obuze, muniții? 20.000 de tone. Poți acoperi cu trotil tot teritoriul Republicii Moldova. Doar pentru a șantaja? Regret că băieții ăștia, 92, care au căzut la Nistru din cadrul Ministerului de Interne, ei au căzut fiind tineri, ei au sperat și noi trebuie să realizăm la bun sfârșit ceea ce ei au avut în plan. De fiecare dată fac referință la un savant român, un colonel, Nădejde. El are așa o frază, el spune, să nu admiteți ca chestiunile ce țin de interesul național să depindă de bunăvoința altora.